Seara bună, a sosit momentul pentru Business Club. Haideți să vedem pentru început principalele titluri. UiPath, primul unicorn românesc, adică o companie tehnologică evaluată la $1 miliard, ajunge la dimensiunea de herghelie. O rundă de finanțare negociere îi duce valoarea la peste $10 miliarde. În doar un an a crescut cu aproape 50%. Starea de urgență a fost depășită și la BNR. Banca Centrală a mai ridicat piciorul de pe pedală. Volumul lichidităților sale a scăzut în ultima lună față de momentele fierbinți ale pandemiei. Poate fi un semn că se mai liniștesc apele. Și Statele Unite nu acceptă taxa digitală pentru giganții IT și amenință cu represalii dacă alte state o impun. Administrația americană pur și simplu a părăsit masa negocierilor. E o vorbă că uneori prea multă carte smintește. Ne-am adus aminte de ea în contextul acestui studiu al Academiei Române despre soluții pentru a combate efectele crizei. Studiu care propune introducerea impozitului progresiv și, oribil edictul, naționalizarea pilonului 2 de pensii. E un studiu care, până la urmă, nu este recunoscut de Academia Română, dar să știți că doar ne-am gândit la vorba aia și nu se aplică. Această adunare a elitelor intelectuale are astfel de puseuri. Nu e la prima ieșire de acest fel. Pe aia cu impozitul progresiv au mai scos-o de vreo 2 ori în față. Nimeni nu face un fetiș din cota unică, dar elitele acestei țări politice și academice au avut politici care să ducă la formarea unei clase de mijloc care să poată suporta o taxare mai mare? Nu. Deci cade cu totul ideea. Au sărit în ochi cele două, impozitarea progresivă și naționalizarea pilonului 2. Dar mai sunt acolo niște grozăvii. Dom'le, oamenii sunt adepții protecționismului, a revenirii la sistemul de taxe vamale. Bine, reduse, precizează ei. Dus în ultimă instanță, păi asta înseamnă că nu ar trebui să fim în Uniunea Europeană, fără libera circulație a mărfurilor, a persoanelor, să ne legăm aici, de glie, adică un fel de ro-exit. E aberant. Premisa și justificarea acestui studiu este inechitatea socială. Dar de aia se fac vinovate politicile publice diacronice din ultimii 30 de ani. Lipsa de viziune și de interes. În România s-au făcut averi mari, iar o pătură consistentă a populației este pur și simplu pauperizată. Iar multe averi, și vedem asta la DNA, au fost făcute prin corupție, prin furt, prin evaziune, pentru că sistemul a permis și încă permite. De vină sunt elitele politice, forțată totuși asocierea acestor două cuvinte când te gândești la calitatea umană și intelectuală a unora dintre politicieni. Dar de vină sunt și elitele intelectuale, acolo unde s-ar încadra Academia. Nu s-a manifestat ca societate civilă progresistă, iar când apar astfel de idei expuse, vezi clar virarea spre stânga, protecționismul, înfierarea acumulării și a sistemului capitalist, și aici cităm din studiu, un sector antreprenorial suprafinanciarizat condamnă distribuirea de dividende către acționari, fără să își dea seama că acei bani ajung de fapt la fonduri de pensii sau fonduri de investiții în care s-au plasat economiile și au plasat economiile niște oameni pentru a avea niște bani la bătrânețe. Da, acolo sunt oameni care au ceva mai mult, pentru că au muncit, sunt banii lor, munciți cu greu, câștigați. Deci atenție! Nu băgați mâna să confiscați banii oamenilor care muncesc cinstit. Banca Națională a mai subțiat un pic infuzia de bani. Într-o lună, între 15 mai și 15 iunie, a făcut achiziții de titluri de stat de 700 de milioane de lei. Acestea sunt acele operațiuni de relaxare cantitativă demarate în premieră la noi. În total a ajuns la 3,8 miliarde de lei în condițiile în care în prima lună și jumătate de operațiuni de acest fel a achiziționat titluri în valoare de 3,1 miliarde. De asemenea,
Operațiunile repo au fost mai mici, cu o medie zilnică de 7 miliarde de lei, în condițiile în care înainte ajunsese undeva pe la 11 miliarde. Dobânzile au scăzut, însă nu suficient. Accelerarea unor astfel de operațiuni ar duce costurile de finanțare mai jos, însă Banca Centrală e prudentă pentru că nu vrea să afecteze cursul și inflația prin creșterea explozivă a cantității de bani. Analiștii de la ING estimau că relaxarea cantitativă a băncii centrale ar putea să ajungă la 15 miliarde de lei în acest an, croită pe nevoile de finanțare a bugetului de către guvern. BNR nu cumpără direct titluri de stat pentru că ar pune presiune pe finanțarea monetară a bugetului, lucru interzis de statut și extrem de periculos prin efecte. În schimb, preia titluri de stat din piața secundară de la deținători privați și astfel oferă lichiditate care poate ajunge inclusiv la stat prin plasamente făcute însă de investitori privați. UiPath, primul unicorn românesc, negociază o nouă finanțare, ceea ce îi duce valoarea la peste 10 miliarde de dolari. Însă discuțiile nu au fost finalizate încă, potrivit Bloomberg. La cea mai recentă rundă de finanțare derulată anul trecut, UiPath ajunsese la o valoare de 7 miliarde de dolari și a devenit cel mai valoros startup din domeniul inteligenței artificiale. Compania a strâns atunci 568 de milioane de dolari de la investitori. Startup-ul dezvoltă și vinde roboți software programați să preia munca de tipul copy-paste a angajaților. În prezent, UiPath se concentrează pe sprijinirea companiilor care vor să facă tranziția în online în contextul pandemiei și le oferă opțiunea să-și automatizeze procesele fără să recurgă la concedieri. Înființat în urmă cu doar 5 ani de doi antreprenori români, startup-ul a atras aproximativ 1 miliard de dolari până în prezent, iar în 2018 a devenit primul unicorn înființat de antreprenori români. Iar compania are și un portofoliu cu care se poate lăuda. Printre clienți sunt entități precum CIA, Forțele Navale Americane, McDonald's sau Duracell. Cu sediul în Statele Unite și prezentă în 19 țări, UiPath se află în plin proces de expansiune. Doar anul trecut, compania a deschis birouri în 11 țări, printre care și România. Curg criticile la adresa Parlamentului după ce aleșii au votat aproape în unanimitate supraimpozitarea pensiilor de serviciu. Un mesaj tranșant a venit chiar de la un membru al executivului, ministrul apărării, fost militar de carieră, amintește într-o lungă postare pe Facebook despre interdicțiile impuse cadrelor militare cât sunt în activitate și despre faptul că impactul financiar al tăierii pensiilor de serviciu nu este semnificativ. Președintele Curții Supreme a transmis la rândul său un mesaj în care acuză discursul politicianist care înfierează inechitățile din sistemul de pensii fără să ia măsuri pentru a rezolva alte probleme ale sistemului judiciar. Și au dreptate pe jumătate. Un militar care își asumă multe riscuri, dar are nevoie de o protecție, este un beneficiu ulterior pentru care mulți aleg, să spunem, această carieră. Apoi, hai să vorbim de magistrați. Nu au voie să aibă afaceri, deși unii se mai descurcă, știm noi, cu neamurile și pe acest front. Îi trebuie, deci, asigurat teoretic un cadru care să fie protejat, să-l protejeze și astfel încât să-l țină independent. Însă, sunt și aberații care te scot, domne, din sărite, de genul pensiilor speciale, care sunt reglementate de reguli, care fac ca, de fapt, pensia să fie mai mare decât salariul încasat înainte de retragere. Sunt diverse șopârle din astea legislative, își bagă tot felul de bonusuri, ore suplimentare și iese la final pensia peste salariu. Nu e normal. Apoi nebunia aia de a acumula pensii speciale, inclusiv cu cea de bază care e bazată pe contributivitate. Păi dacă ia un fost parlamentar, că a fost parlamentar, să spunem, o pensie de 8.000 de lei, atunci să nu mai primești pe cealaltă, chiar dacă ea este bazată pe contributivitate. Exceptând, evident, cazul în care e mai mare și atunci să renunțe la cea specială. Ca să nu mai vorbim de cumulul de pensii speciale, 2, 3, doamne, e absurd. Doar toate astea au apărut din modificări legislative făcute de cine? Tot de politicieni din diverse interese, inclusiv ale celor în cauză. Problema este că, la final, nu se mai oferă protecție unor oameni care au făcut un serviciu societății, la nivel de principii discutăm acum, da? Nu aplicat.
nu mai e protecție, e privilegiu. Și din această perspectivă, da, e nevoie de taxare. Fostul președinte al Curții Constituționale, Augustin Zegran, spune că legea votată de parlamentari, care impozitează cu până la 85% pensiile de serviciu, are grave carențe de constituționalitate. Concluzia fostului judecător, proiectul este o manevră politică. Asta este o metodă pur bolșevică, să vii să spui, luăm de la cei bogați, le luăm la aceștia pensiile și hai să ne bucurăm că acum și ei sunt sărați. Nu? În loc să se gândească cum să facă aia 40% să mărească pensiile care sunt deja prevăzute în lege că trebuie mărite. Că dacă s-ar mări corespunzător pensiile celelalte, n-ar mai fi discrepanța asta mare între pensii. Dar s-a lucrat la mentalul colectiv și lumea acum urăște pur și simplu pe cei care spun că au pensii de serviciu. În calitate de fost membru al CCR, Augustin Zegran beneficiază de pensie de serviciu în baza legii Curții Constituționale. Un mesaj critic la adresa politicienilor vine și de la președintele Instanței Supreme. Corina Corbu acuză lipsa de viziune a politicienilor, lipsa de reacție în cazuri grave, precum Mehedin sau Caracal, dar și adoptarea unor proiecte de lege cu impact uriaș, fără dezbatere, inclusiv impozitarea pensiilor foștilor magistrați. Încercările de diminuare a garanțiilor de independență ale judecătorilor, mai vizibile astăzi în forma lor economică, dar nu numai, se repetă cu regularitate și sunt prilejuri de coagularea forțelor politice în ciuda mult proclamatului principiul al cooperării loiale între puterile statului. În schimb, lipsește cu desăvârșire o dezbatere realistă, cu prezența tuturor părților implicate, a modalităților de corectare a inechităților din sistemul de pensii de serviciu, care l-a făcut de altfel atât de impopulare. Datele oficiale arată că în România peste 3800 de foști judecători și procurori încasează pensii de serviciu, a căror valoare medie este de puțin peste 18.300 de lei. Pensiile militare sunt cele mai multe din punct de vedere numeric, aproximativ 65.000 aflate în plată cu o valoare medie de 3.500 de lei. Aproximativ 1.700 de foste cadre militare încasează pensii de peste 10.000 de lei lunar. Ministrul Apărării Nicolae Ciucă explică într-o postare pe Facebook de ce le merită. Pe timpul activității militare au aproape cea mai mică grilă de salarizare dintre bugetari. Cu toate că sunt permanent la ordin, stau aproape toată viața departe de familie, participă la misiuni de război sau sunt prin poligoane și, foarte important, au restrânse mai multe drepturi constituționale. Militarii înțeleg situația dificilă generată de actuala pandemie, dar au încredere că țara îi respectă pentru sacrificiul lor. Legea modificată în urmă cu mai puțin de 4 ani permite pensionarea militarilor chiar și la 45 de ani, dacă întrunesc condițiile de vechime. De asemenea, legea nu face diferența între activitatea avută de cadrul militar, așa că pensie de serviciu încasează și cei care au avut misiuni în teatrele de operațiuni și cei care au făcut carieră, spre exemplu, în fanfara militară. Mai multe spitale din România încearcă să recupereze din fondurile europene investițiile făcute în perioada pandemiei. 20 de proiecte în valoare totală de peste 417 milioane de lei au fost depuse deja la Ministerul Fondurilor Europene. Pus o cerere de finanțare în valoare de 9,18 milioane de euro. Dacă solicitarea va fi aprobată, banii vor fi împărțiți cu Spitalul Municipal. Este un mare ajutor că aceste echipamente de protecție, costul acestor echipamente poate să fie recuperat, dar marele câștig în acest proiect european este faptul că putem să ne dotăm cu aparatură și cu dispozitive la nivelul cerut pentru a face față unei eventuale noi epidemii, pandemii. Putem astfel deconta atât materialele cumpărate și livrate deja anterior, cât și cele care urmează să vină, care au fost achiziționate. România are alocate 350 de milioane de euro în acest program. Până acum au fost depuse cereri de finanțare pentru 30% din buget. Ne mobilizăm ca de la data la care au depus cererile de rambursare, dacă toate documentele sunt în regulă, în termen de maxim 45 de zile, 30-45 de zile, să putem autoriza cheltuială și să virăm banii. Până pe 30 septembrie pot depune cereri de finanțare spitalele, Ministerul Sănătății, Direcțiile de Sănătate Publică și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.
Comisia Europeană vrea să promoveze hidrogenul produs din energie electrică regenerabilă. Poate fi nu doar viitorul mobilității, ci al combustibilului pentru o groază de industrii. Electricitatea din baterii are limitările sale. Și Elveția a exportat în America aproape 127 de tone de aur în valoare de aproximativ 7 miliarde de dolari doar în luna mai. O cantitate uriașă pentru un timp atât de scurt. Care sunt motivele acestei cereri mari de aur fizic? Vă spunem în câteva minute după pauză. Revenim! Am revenit în direct. O imprimantă 3D românească ar putea ajunge în spațiu grație unei echipe de studenți români. Prototipul lor, care folosește o tehnologie revoluționară pe bază de rășin, a fost selectat de Agenția Spațială Europeană în etapa finală a unui concurs la care participă studenți de la mai multe universități europene. La final, 8 dintre proiecte vor fi selectate și lansate în spațiu pentru a fi testate în condiții reale. 2, 1, 0. Două rachete de mici dimensiuni aparținând Agenției Spațiale Europene vor pleca în spațiu primăvara viitoare, lansate din Suedia, din apropiere de Cercul Polar. Fiecare va avea la bord câte 4 proiecte experimentale ale unor studenți de la diferite facultăți din Europa. Experimentul din România, care a ajuns în etapa finală, a fost gândit de o echipă de 10 studenți de la Universitatea Politehnică din București. Ce propunem noi este să realizăm o imprimantă 3D, permițându-le astronauților să-și realizeze obiecte pe loc, pe exemplu, pe Stația Spațială Europeană, lucru ce ar avantaja foarte mult transportul, ar reduce foarte mult costurile de transport ale obiectelor, deoarece am trimite doar un fișier. Imprimanta 3D folosește rășină pentru printare, astfel că obiectele realizate în spațiu ar putea fi mult mai complexe decât create cu actuala tehnologie. Acum o să las jos patul și acum practic toată suprafața de printare e imersată în rășină. În spațiu am putea descoperi materiale superioare față de ceea ce putem face pe Pământ. Industria spațială este viitorul. Putem să vedem Elon Musk și toate demersurile de a terraforma diverse planete. România participă pentru a doua oară la experimentul european spațial dedicat studenților. Primul proiect lansat în spațiu de un grup de studenți români a fost în urmă cu 7 ani. Echipa de atunci a experimentat sudura cu un laser în afara Pământului. Construirea imprimantei 3D și toată pregătirea studenților are loc la centrul campus de la Politehnica București. Statele Unite nu acceptă taxa digitală pentru giganții IT și amenință cu represalii dacă alte state o impun, pentru că afectate vor fi grupurile americane. Administrația de la Washington s-a retras de la negocierile cu Uniunea Europeană privind taxarea serviciilor digitale. Pur și simplu, americanii s-au ridicat de la masă. Decizia a aparținut secretarului Trezoreriei, care a fost de părere că, decât să eșueze de la sine, mai bine nu se mai implică în negocieri. Și, de fapt, în acest blocaj se ascunde refuzul ca marile grupuri să fie taxate acolo unde generează venituri, cum este, de fapt, normal. Unele state, foarte multe europene, consideră că taxarea serviciilor digitale este o modalitate de a obține venituri din operațiunile locale ale marilor companii de tehnologie, cum ar fi Google, Apple sau Facebook. Și asta deoarece aceste firme au profituri mari pe piețele locale, dar contribuțiile la bugetele naționale sunt infime. Franța a avut o inițiativă îndrăzneață de a taxa direct pe cifra de afaceri, însă după amenințări cu sancțiuni din partea lui Trump, Parisul a decis să aștepte o soluție internațională. La nivelul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică se gândea o soluție, OCDE, pregătise câteva direcții care se bazau pe principiul taxării acolo unde sunt generate veniturile. Însă calendarul este deja întârziat, OCDE trebuia să prezinte planul în iulie, dar a amânat pentru octombrie. La începutul lunii a anunțat că aplicarea se va face în etape și practic se va depăși 2020.
În aceste condiții, Uniunea Europeană reia discuțiile în interiorul blocului pentru taxa digitală, chiar ca o sursă de finanțare a planurilor de salvare post-pandemie. Bruxelles aduce ca argument că la nivelul comunitar, giganții IT plătesc o taxă de 9,5%, pe când companiile tradiționale ajung la o medie de peste 23%, deci ar fi multe de recuperat și mulți bani la mijloc. Doar că taxarea în afara cadrului OECD riscă să reaprindă disensiunile cu Statele Unite. Reprezentantul american pentru comerț a lansat în această lună investigații pentru a determina dacă taxele pe servicii digitale care sunt adoptate sau luate în considerare de o serie de țări, printre care și multe din Uniunea Europeană, reprezintă practici comerciale neloiale. Dacă se va constata acest lucru, administrația de la Washington ar putea impune noi tarife comerciale acestor țări. Comisia Europeană vrea să promoveze hidrogenul produs din energie electrică regenerabilă în încercarea de a înlocui hidrogenul obținut din gaze naturale. E un combustibil central în planurile Comisiei de decarbonizare a industriei. La mașini, utilizarea electricității magazinate în acumulator este fezabilă, dar e altă mâncare de pește la vapoare sau avioane, și ar fi doar două exemple. Oficialii au anunțat că vor încerca să construiască un lanț de aprovizionare complet în Europa. Germania, care va prelua președinția rotativă a Uniunii în iulie, a anunțat deja un plan de 7 miliarde de euro la începutul acestei luni pentru promovarea hidrogenului verde. Marea problemă actuală este că obținerea hidrogenului este energofagă și procesul este destul de murdar din perspectiva impactului asupra mediului, dar există acest hidrogen numit verde. În contextul acordului ecologic în domenii precum industria chimică, siderurgică și transportul. Acestea sunt sectoarele în care se așteaptă ca cererea de hidrogen să fie cea mai mare potrivit Euractiv. Însă rămâne ca executivul Uniunii Europene să definitiveze o strategie pentru dezvoltarea unei economii bazată pe hidrogen în Europa. În prezent, strategia este la început cu numeroase necunoscute, iar versiunea finală este așteptată în iulie. Sigur este însă prioritatea Uniunii de a produce hidrogen prin mijloace nepoluante cât mai curând posibil pentru a avansa în ceea ce privește planul de decarbonizare. În acest timp, executivul Uniunii Europene pare gata să accepte că, la început, hidrogenul obținut din gaze naturale va juca un rol important. Este așa numitul hidrogen albastru. Acesta va fi un factor important în procesul de tranziție spre o economie bazată pe hidrogenul produs din energie electrică regenerabilă. Întrebarea care rămâne este când hidrogenul verde va deveni competitiv din punct de vedere al prețului și va putea concura cu ceilalți combustibili fosili, care domină în prezent piața la nivel global. Uniunea Europeană vrea ca hidrogenul verde să ajungă la acest nivel în câțiva ani, iar acest lucru va fi posibil de îndată ce fabricile de hidrogen ecologic vor intra în producție. Obiectivul este să crească în mod semnificativ producția până ce prețul va ajunge la 1 euro, 2 euro pe kilogram, prevede documentul european. În același timp, măsuri de stimulare a cererii ar fi adoptate în sectoare precum aviația sau transportul maritim, dar și în industrie. Însă unii critici sunt de părere că această strategie a Comisiei nu ia în calcul un element esențial. Scăderea prețului energiei electrice în piețele europene principale, precum Germania sau Franța, iar asta pentru că multe surse regenerabile, precum energia eoliană sau solară, trag în jos prețurile. Însă, părerile sunt împărțite. Unele voci spun că proiectul Comisiei Europene este pe drumul cel bun, acordând prioritate energiilor regenerabile. O astfel de strategie în ceea ce privește hidrogenul ecologic va deveni un proiect european. Unele state europene promovează așa-numitul hidrogen verde. Spre exemplu, Guvernul Regatului Unit va finanța dezvoltarea trenurilor cu hidrogen. În cadrul inițiativei guvernamentale, o echipă de la Universitatea din Birmingham va primi o subvenție în valoare de aproape 450.000 de euro pentru finalizarea proiectelor și testarea conceptului de trenuri cu hidrogen. În Statele Unite se importă aur la greu, se fac plasamente de siguranță și s-a ajuns la importuri pentru că cel local a ajuns prea scump. Atenție, nu e tranzacționare de aur, produse financiare, da, cu suport în aur. Este deținere fizică de metal și asta arată că cel puțin în unele locuri sunt îngrijorări mari legate de ceea ce va veni. Elveția a exportat în America aproape 127 de tone de aur în valoare de aproximativ 7 miliarde de dolari doar în luna mai. O cantitate uriașă pentru un timp atât de scurt.
Întreaga rezervă de aur a României este sub 104 tone. Sunt cele mai mari livrări efectuate vreodată în condițiile în care prețurile mai mari înregistrate pe piața din New York au generat cerere pentru aurul fizic din import. Chiar dacă pe piețele financiare aur în valoare de 10 de miliarde de dolari trece zilnic de la un proprietar la altul, când vine vorba de transferurile fizice de metal prețios, o cantitate mult mai mică se mișcă între seifurile de la Londra, Zurich și New York. Însă pandemia a perturbat piața mondială a aurului, achizițiile de bijuterii și lingouri de aur în Asia, înregistrând o scădere semnificativă, în timp ce investitorii occidentali au început să stocheze lingouri de aur mizând pe statutul metalului galben de valoare de refugiu în perioade de turbulență. Băncile de administrare a marilor averi recomandă de obicei clienților lor să păstreze doar o mică parte din active sub formă de aur pentru echilibrarea portofoliilor și pentru siguranță, însă criza a schimbat perspectiva. Astfel de administratori direcționează până la 10% din active către aur, pe măsură ce stimulentele introduse de băncile centrale au redus semnificativ randamentele la obligațiunile guvernamentale. În aceste condiții, să ai aur este mai atractiv, chiar dacă deținerea de aur nu aduce venit. În condițiile în care prețul aurului a crescut deja cu 14% de la începutul anului, mulți banchieri privați mizează pe faptul că aurul va continua să se aprecieze, scrie Agerpres. 9 bănci private consultate de Reuters, care împreună gestionează active în valoare de aproximativ 6.000 de miliarde de dolari, și-au sfătuit clienții să crească ponderea alocată aurului în portofoliile lor. De asemenea, toate cele 9 bănci se așteaptă ca prețul aurului să fie mai mare la finalul anului decât este în prezent. Grupul elvețian UBS estimează că uncia de aur ar putea ajunge la 1.800 de dolari la finele anului, în cel mai bun scenariu, stimulat de dobânzile reduse și interesul investitorilor pentru aur în ideea de a-și proteja portofoliile. S-ar putea ajunge chiar și la o valoare de 2.000 de dolari uncia în cazul unui al doilea val de infecții cu coronavirus, cotații care ar reprezenta un record absolut, peste maximele înregistrate în 2011. Creșterea interesului pentru aur ar putea fi însă o profeție care se autorealizează, având în vedere că orice alocare dinspre piețele de obligațiuni și acțiuni care au o valoare combinată estimată la 200.000 de miliarde de dolari are un impact mult mai mare asupra pieței aurului, care la o valoare de 5.000 de miliarde de dolari este mult mai mică. Din data de 15 martie și până în prezent, Elveția a livrat 281 de tone spre Statele Unite, de 15 ori mai mult decât a livrat pe întreg parcursul anului 2019. În schimb, livrările de aur ale Elveției spre China și India, care în mod normal sunt cei mai mari cumpărători ai săi, s-au redus aproape la zero. În total, Elveția, un important centru mondial pentru tranzacționarea, stocarea și rafinarea de metale prețioase, a exportat 142 de tone de aur în luna mai. Pandemia șterge profiturile băncilor americane. Au scăzut cu 69,6% în primul trimestru al acestui an față de anul anterior, până la 18,5 miliarde de dolari, notează Reuters. Peste jumătate din bănci au raportat profituri mai mici, după ce activitatea economică s-a deteriorat. Pentru a se proteja în fața crizei, băncile au pus deoparte 38,8 miliarde de dolari, în creștere cu aproape 280%, față de anul anterior. În același timp, depozitele au crescut și ele cu 8,5% până la 1.200 de miliarde, în condițiile în care investitorii s-au retras de pe bursele în scădere. Și creditarea a înregistrat un avans de peste 15% după ce multe companii au avut nevoie de linii de finanțare. Astfel, numărul băncilor considerate cu probleme ar putea crește, iar asta nu reprezintă un semnal bun pentru întreaga economie americană. Și tot acolo, în economia americană, se așteaptă un al doilea val de disponibilizări care va menține o rată a șomajului ridicată. Economia se va confrunta cu o recuperare lungă și dificilă după criza provocată de coronavirus. În ultima săptămână au fost făcute în Statele Unite 1,5 milioane de cereri de șomaj, cea mai mică cifră de la izbucnirea pandemiei. Este a 11-a săptămână consecutivă de scădere, după ce recordul a fost atins la sfârșitul lunii martie cu aproape 6,9 milioane de cereri de șomaj depuse într-o singură săptămână. Cu toate acestea, situația este una gravă, cu cifre duble comparativ cu perioada din timpul marii recesiuni din 2008. Deși toată lumea este optimistă pentru că numărul cererilor de șomaj este în scădere, situația este îngrijorătoare în contextul în care economia a fost deja redeschisă, spun specialiștii, și lucrurile nu se îmbunătățesc vizibil.
Economia pierde lucrători chiar și după trecerea impactului inițial. Există multe industrii afectate puternic care nu reușesc să-și revină. În domenii precum comerțul cu amănuntul sau sectorul auto, companiile au anunțat disponibilizări. Până și guvernele federale, ale căror bugete au fost lovite de pandemie, concediază oameni. Iar economiștii se așteaptă la un nou val de creștere a cererilor de șomaj odată cu epuizarea pachetului uriaș de ajutor al guvernului în valoare de aproape 3.000 de miliarde de dolari. În plus, Statele Unite au extins eligibilitatea pentru șomaj pentru a include și angajații și contractanții independenți afectați de criză. În mod normal, aceștia nu beneficiau de șomajul oferit de statul american. Italia lansează bonusurile de vacanță pentru a susține turismul. Acestea pot ajunge până la 500 de euro și îi vor stimula financiar pe italieni să meargă în concedii în peninsulă. Măsura pentru care statul a deblocat 2,4 miliarde de euro are însă și o condiție. Se adresează gospodăriilor ale căror venituri anuale nu depășesc 40.000 de euro. Bonusurile încep de la 150 de euro pentru o persoană și cresc odată cu numărul membrilor unei familii. Suma poate fi utilizată într-o structură hotelieră de pe teritoriul Italiei între 1 iulie și 31 decembrie 2020. 80% din bonus va fi utilizat ca reducere la unitățile de cazare alese, iar restul de 20% ia forma unei deduceri din impozitul pe venit în declarația de venit de anul viitor. Bonusul a fost anunțat în luna mai de guvernul de la Roma și vizează susținerea turismului, un sector cheie pentru economia Italiei, reprezentând 13% din PIB. În contextul pandemiei, se estimează că sectorul turismului va ajunge în această vară la cele mai slabe cifre de după 1998, cu o scădere de 3,2 miliarde de euro în a cifrei de afaceri. În urmă, cu două săptămâni, Italia și-a redeschis frontierele pentru turiștii străini proveniți din Uniunea Europeană și spațiul Schengen. Spania injectează și ea 4,25 de miliarde de euro în turism. Planul generos a fost propus de guvern pentru revigorarea acestui sector vital al economiei, grav afectat de coronavirus. Spania este a doua cea mai vizată țară din lume și tot a doua după sumele cheltuite de turiști, dar de mai bine de 3 luni, granițele statului iberic sunt închise din cauza pandemiei. Abia la începutul acestei săptămâni a fost demarat un program pilot pentru turismul de masă ce își propune să identifice condițiile optime pentru o vacanță fără riscuri în Spania. Programul se desfășoară în insulele Baleare și include deocamdată aproape 200 de turiști germani. Spania plănuiește să ridice restricțiile de călătorie pentru toți europenii la finalul acestei săptămâni. Cheia atragerii turiștilor este redarea încrederii, că Spania a fost printre țările cele mai afectate de coronavirus. Afianzar la confianza de nuestro país como un país, como una España con un destino 360 grados seguro. Y en este sentido debemos apostar por que todos los eslabones de la cadena de valor del sector turístico incorporen medidas higiénico-sanitarias que permitan ofrecer confianza al. Din nou la Business Club, discuțiile dintre Marea Britanie și Uniunea Europeană privind relația post-Brexit vor fi intense în următoarele 3 luni, a anunțat negociatorul șef al Uniunii Europene. Declarația a venit după ce Londra a reconfirmat că nu va cere o prelungire a perioadei de tranziție care se încheie la 31 decembrie. După această dată ar urma să înceapă noua etapă a relației dintre Regat și Uniune, fie în baza unui acord bilateral, fie a regulilor internaționale. În paralel, Marea Britanie a început discuțiile pentru un amplu acord de liber schimb cu Australia și Noua Zeelandă, care să includă sporirea drepturilor de muncă și rezidență pentru cetățenii celor 3 state. Zoom s-a răzgândit și a anunțat că toți utilizatorii vor beneficia de criptare, asta după ce inițial compania a afirmat că va cripta doar conferințele video ale utilizatorilor plătitori. Chiar dacă l-a adus consilier pe fostul șef pe securitate de la Facebook, Zoom nu a scăpat încă de probleme. Platforma a devenit, pe fondul pandemiei, vedeta comunicărilor video, cu o creștere spectaculoasă, în special în primele luni ale anului.
Faptul că permite un mare număr de participanți, spre deosebire de restul produselor, a jucat un rol esențial în succesul înregistrat de Zoom. Însă popularitatea platformei a scos la lumină și numeroase probleme de securitate și intimitate. Au existat inclusiv cazuri în care oficialii companiei au fost prinși mințind în legătură cu funcțiile de securitate ale produsului pe care îl vând. Una dintre îmbunătățirile promise de Zoom a fost criptarea end-to-end a comunicărilor video. La acea vreme însă, compania a spus că decizia corectă pentru business este ca doar utilizatorii plătitori să beneficieze de această criptare. Acum, cei de la Zoom spun că totuși este mai bine ca toți utilizatorii, inclusiv cei care folosesc gratuit platforma, să se bucure de acest serviciu. Însă, utilizatorii plătitori vor trebui să treacă printr-un proces de verificare prin care să-și confirme numărul de telefon. Zoom va începe să testeze criptarea end-to-end a conferințelor video în luna iulie. A sosit momentul jurnalului de seară. Alături de noi este Cosmin Prelipceanu. Bine te-am găsit! Te ascultăm! Ce vedem? Bună seara! Crește numărul de cazuri de COVID-19 în România și Institutul Matei Balș deja nu mai poate primi pacienți. Este plin? Câte paturi? Atâția pacienți? Există un al doilea spital de boli infecțioase în București care se apropie de capacitatea maximă. Ce se întâmplă cu politicieni în vremea asta și cât de mare e legătura între această creștere a numărului de cazuri și efervescența politică? Despre asta vom vorbi imediat la jurnal. Începem la 20. Vă aștept. Cosmin, mulțumesc, atât am avut de spus pentru această seară. Ne revedem însă mâine de la 19 la Business Club, aici la Digi24. Și foarte important, rămâne sănătoși!